Bine ați venit la un nou episod Training Days. Sunt Franța Adrian Diaconescu, iar astăzi, întrucât a venit frigul, ne-am gândit la o tematică specială a emisiunii, pe nume Sport la 4AC. Invitatul nostru este Florin Dobre, un cunoscut creator de modă din România, și în cele ce urmează îi vom descoperi frigiderul, iar aici veți avea o surpriză care vă va face să înțelegeți mai bine de unde această siluetă frumoasă pe care o are, și după care vom merge să-l integrăm pe Florin în programul Dezruginirea la noi la sală, la IFI Studio, pentru că știți cum e, uneori viața se întâmplă în etape și el este în etapa aceea în care urmează să se reapuce de sport, așa că i-am dat o mână de ajutor. Haideți să vedem în continuare ce a ieșit. 3, 2, 1, primiți cu frigiderul! Cine mă deranjează? Primiți cu frigiderul? Frigiderul? Hai domnule, cu colindul dacă e. Frigiderul e mereu gol, n-avem ce să facem. Puteți să cântați ceva frumos că vă primesc. Hai să-l vedem. Haideți, vă rog. Iată adevărul l-a iubit, cele nearătate și ascunse. Hai pe care ne vestesc păstorilor de la Betleem. Următoare. Am o surpriză pentru voi, frigiderul meu. Și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Surpriză, surpriză, nu? Multă apă. Așa te întreții atât de bine? Da, mă hidratez foarte mult. Încep dimineața cu un ceai și încerc să mănânc o dată în zi, maxim de două ori. Nu știu dacă zic din păcate sau din fericire, frigiderul de acasă este puțin mai mic decât ăsta și am foarte puține lucruri. De ce? Pentru că de câțiva ani am ales mâncarea proaspătă, să spunem. Și nu mai gătesc să țină 2-3 zile mâncare. Și atunci, ori ziua, de exemplu, când facem o pauză de masă, mergem undeva în zonă să mâncăm, și seara în familie, dar tot așa, totul se face în aceea zi, proaspăt și bun. Și am păstrat ritmul ăsta în ultimii ani și nu mai mă pot întoarce la ciorba aia mare de fasole, care o mâncam 3-4 zile. S-au schimbat lucrurile, s-au schimbat vremurile. Spune și mie care este rutina ta zilnică. Mănânci dimineața, la prânz sau seara? Cum îți place să mănânci? Nu am un program foarte fix cu alimentația. Îmi ascult foarte mult corpul când îmi cere el de mâncare. Uneori fac un mic dejun foarte bun, dar cred că o dată sau de două ori pe săptămână. Mi-este destul de dificil să mănânc de 2-3 ori într-o zi. Efectiv, ori e scurtă ziua, ori mesele sunt prea voluminoase, să zicem. Și nu, efectiv nu. Dimineața, de obicei, înainte să vin la magazin, un croissant, o cafea, care îmi țin câteva ore stomacul, după care pe la ora 2 încerc prima masă. Știu că muncești destul de mult, poți să spui că munca ține de foame? E posibil, dar sincer, dacă pot să-mi iau pauzele exact când simt nevoia sau când doresc, și încerc să am totuși un program oarecum. N-aș da o masă pe o muncă, de exemplu. Care este masa ta preferată? Sincer, masa mea preferată este micul dejun. Dar, repet, cred că maxim de două ori pe săptămână îl accesez. Și cum arată? Omletă. Sunt fan. O omletă, brânză, somon, roșii, salată și ceai. Îmi place foarte mult. Asta e, cred că ceaiul e nelipsit. Beau, cred că, un litru de ceai pe zi. Îndulcit sau nu?
uneori mai pun miere, dar dacă nu am la îndemână, merge și fără. Care este alimentul tău preferat? Alimentul meu preferat? Nu știu dacă mai am un aliment preferat. Adică nu am niciun aliment preferat. Nu mai am de mult lucruri atât de... Nu mai sunt fan ceva. Sunt, efectiv, îmi place să apreciez cât mai multe lucruri și același lucru și la alimentație. Ai vreo regulă de care ții cont în mâncare? Regula care mi-ar plăcea să țin cont de ea, să mănânc foarte puțin. Mâncarea e un... mi se pare un handicap și am început să îmi dau seama cât de mult afectează cât de mult îmi afectează voința, să spunem, fiecare mică plăcere care devine o mare plăcere. Și mi-am dat seama de-a lungul timpului. Bine, nu am fumat, dar am observat la fumători ce probleme au, că nu se mai pot lăsa de fumat. Am văzut asta la alcool, când bei un pahar în plus și de fapt îți dai seama că e total fără rost, mai ales a doua zi. Și încerc să beau puțin, încerc să mănânc puțin și asta înseamnă un control al minții suplimentar, să spunem așa. Și mă bucur să pot să controlez eu viața mea așa cum îmi doresc eu. Care ar fi acel lucru păcătos care te-ar face să treci peste bariera asta psihică de a refuza anumite pofte? Pe mine nu mă deranjează să mai mănânc, să spunem așa, un junk food, să-i spunem, da? Pentru că le accesez destul de rar. Iar dacă simt nevoia să mă duc câteodată la o șaorma, mă duc și mănânc o șaorma, care nu mi se pare chiar atât de păcătoasă, să spunem. Ideea e, am un avantaj totuși în alimentație, pentru că mai glumesc eu din când în când, zice, sunt vegan jumătate de an. Pentru că eu, fiind, să spunem, un ortodox practicant, țin post. Iar zilele de post dintr-un an sunt jumătate de an. Și cum postul este vegan, adică suntem mai vechi decât veganii, sunt vegan jumătate de an, ce să zic. Super tare. Ce îți place mai mult, dulce sau sărat? Păi ambele la momentul potrivit. Care este dulcele tău preferat? De exemplu, în Italia, tiramisu e preferatul meu. Aici am... îmi plac să fie prăjiturile un pic mai cremoase. Și zona asta de sărat? De sărat, sunt țăran român, ciorbar. Îmi place ciorba foarte mult. Cred că mănânc 3-4 zile din săptămână, mănânc o zeamă sau o ciorbă. Și cred că aici ar fi preferata mea. Fă-mi un top 3 al ciorbelor preferate. Păi avem șansa că în București există o ciorbărie care face, în afară de ciorbele tradiționale românești, face ciorbe din alte culturi, de exemplu. Și am mâncat și ciorbă tătărească, și nemțească, și rusească. Și atunci prima pe care aș pune-o astăzi e o ciorbă cu afumătură, care e tradițional românească, care astăzi o prefer, deci din 5 ciorbe pe care le cumpăr, 3 sunt cu afumătură. Plac sucurile acidulate? Îmi plac și nu le cumpăr. Îmi plac, dar nu le cumpăr. Adică nu îmi plac, ele provoacă așa o dependență. Înțeapă la inimă și la creier cu ceva, au niște butoane speciale, dar încerc să le evit, nu cumpăr niciodată, doar dacă corpul are această necesitate, uneori după ce mâncăm, să spunem, un burger, simți nevoia uneori să iei ceva acidulat, dar încerc să nu beau o sticlă întreagă, să iau 2-3 guri și după ce a primit corpul creierul ce are nevoie, să-l dau la o parte. Ce părere ai despre mâncatul pe fond emoțional? Pe fond emoțional, adică pe stres sau da, e un blestem, a spune, pentru că în această pandemie am văzut foarte mulți oameni care s-au îngrășat. Cred că și eu am pus 2-3 kg în plus. Trebuie să dau 5 atunci, să vedem când voi reuși, dar sunt adeptul autocontrolului. Revin la post, postul m-a învățat ce înseamnă autocontrol. În postul Paștelui există zile de post negru, săptămâna patimilor are 5 zile de post negru și atunci îți dai seama că cât de bine este să nu mănânci. Adică ce inutilă este o alimentație foarte proastă, dar din păcate suntem oameni, cădem iar în micile ispite care
ne caracterizează, dar îmi place mai mult să-mi antrenez mintea în a putea, nu în a nu putea. Deci se cultivă și această superputere de a face față ispitei. Se cultivă, bineînțeles, și se întreține cu rugăciune, se spune. Fără acest antrenament al rugăciunii, spovedanii și împărtășanii, omul cade mult mai ușor în ispită. În momentul când accesezi această zonă, pare că e ceva banal, dar nu este deloc banal. În momentul când accesezi postul și ortodoxia, într-adevăr, atunci începi să te lupți cu adevărat cu mintea ta și cu neputințele tale. Și trebuie să câștigi câte un centimetru în fiecare zi. Care ar fi diferența dintre o masă în rai și o masă în iad? Aoleu, nu știu. Cred că în iad e accesibil orice, iar în rai doar ce trebuie. Consider că mâncarea ți afectează felul în care te simți la sfârșit de săptămână? Cu siguranță alimentația are influența asupra noastră, pentru că știm foarte bine că în momentul când mâncăm, corpul începe să digere toată această mâncare și cu cât este mai grea, carbohidrați, carne, el este mult mai obosit. Și am observat, de exemplu, în zona călugărilor, care trăiesc până la 100 de ani, majoritatea dintre ei, ei fiind postitori și nemâncând carne și doar pește, sunt mult mai fit și au o energie mult mai mare. Ei la 80-90 de ani încă muncesc, fac muncile pământului. Adică cred că alimentația e foarte importantă, dar cine poate, poate, cine nu, nu. Chestia asta cu abținerea de anumite mâncăruri, inclusiv postul, mulți au impresia că, Doamne, să nu fac ulcer. Ce părere ai? Păi, eu cred că este tocmai invers. Cine nu ține post la tinerețe, îi spune medicul să țină la bătrânețe. Că de obicei de medic ascultăm, dar în momentul când medicul ne dă un regim alimentar, înseamnă să trecem la post, de fapt. Și eu cred că e foarte important în primii 30 de ani de viață să avem o viață foarte ordonată pentru a avea și în ultimii 30 de ani viața la fel de ordonată. Dacă trăim haotic și mâncăm ce vrem și așa, nu cred că mai putem să reluăm un firesc al organismului nostru, al cerințelor lui. Și eu cred că trebuie o educație din copilărie a ordinii și disciplinii, și alimentare, și chiar și vestimentare, bineînțeles. E important să bem cât mai multă apă pe zi? Absolut, trebuie să bem lichide. Noi suntem apă. Trebuie să ținem minte asta. 70% din organismul nostru este apă. Florin, mi-ai spus despre tiramisu, dar am observat un făcăleț pe la intrare. Ai să ne spui mai multe despre el? Da, fac clătite sau când... Hai să ne arăți. Hai să vă arăt făcăleț. Și e bun dacă ne supără cineva în trafic. Deci, ce se întâmplă aici? Asta este bicicleta ta? Aici este o bicicletă făcută de un prieten foarte bun, Valeriu, din Londra. Are un brand de custom bike, să-i spunem, și le lucrează foarte bine, cu detalii, cumpără foarte multe piese, le adună de la cimitirul bicicletelor, dacă putem să spunem așa, și le tunează foarte, foarte interesant. Și chiar vă recomand să-l căutați pe Instagram. Ia, arată-ne ce e cu făcălețul ăsta. Făcălețul, păi, știi cum e cu făcălețul? În zilele în care plouă și ai de făcut clătite, sau ce faci cu făcălețul? Fidea, piftea, îl scoți de aici și te apuci și gătești cu el. În trafic nu-l folosești, da? Da? Dacă ne supără cineva, în trafic nu se scoate. Acum vreau să văd dacă mă prindeți până la sală. Fac pariu că ajung eu primul. Am venit la sală să vedem ce exerciții ne recomandă Franz. iFit Studio e o sală foarte frumoasă și cochetă, în care cred că un antrenament personal cu un profesor personal m-ar ajuta, că am făcut 46 de ani și
cred că e timpul să mă apuc de sport din nou. Florin, ca de la profesor la profesor? Ca de la profesor la ucenic, să știi. Pentru că sportul, ca și moda, să spunem, își schimbă stilul de antrenament, se schimbă foarte mult într-o decadă. Știm că ai diplomă. Sunt licențiat în educație fizică și sport. Ultima performanță, să spunem așa, am terminat maratonul acum 8 ani. Am făcut câteva semi-maratoane, am alergat mult în viața asta. Pe toate planurile? Pe toate planurile. Bun. Acum mă simt ca un pensionar. Nu am mai reușit să mă țin de sport. Nu am crezut asta la 20 de ani, credeam că să fac sport toată viața. Dar va veni momentul când va trebui să mă reapuc. Aveam un exemplu și în croitorie, dar și în viață, un domn din Constanța, care era prieten foarte bun cu tatăl meu. Până pe la aproape 90 de ani mergea zilnic 10 km. Și cred că acela este unul din cele mai bune lucruri pe care poate să le facă un om sedentar, de exemplu. Sau care nu are timp, sau după o anumită vârstă, când ne mai lasă oasele și organismul. Florin, de unde e ținuta asta? E noua ținută de sport la 4 ace. E pentru domnii foarte bogați. Bun, apasă din nou pe 3 în dreapta. Un mers rapid în caz de nu ai bani de taxiu. Care este prietenia ta cu alergarea? Care e istoricul tău? Am alergat cât pentru 4 vieți. Am început sportul prin 81-82, adică 1981, în alt mileniu am început. Și am jucat vreo 15 ani fotbal, în care alergatul era una din calitățile mele, efortul. Mi-a plăcut mult să alerg, îmi place și în continuare, doar că nu prea mai am timp, cred, sau timp am, dar nu știu, s-a întâmplat ceva. Te-a apărat viața. Ai spune că începând de astăzi este un commitment din nou cu lumea sportului și alergarea care te caracterizează din cele ar trebui, mi-ar plăcea foarte tare să devin iFit, nu? Să revin la silueta. Dar n-am deloc rău. Știu să fac haine, nu? Alergam uneori încât două zile nu mai funcționam foarte bine după un meci. Mi-a plăcut. Iar complimentul cel mai mare l-am primit acum vreo 3-4 ani. Am participat la un triunghi, să spunem așa, cu generația de aur, adică Gheorghe Hagi, Gică Popescu, cu echipa care a câștigat Steaua, care a ajuns în semifinale cu Middlesbrough, și prietenii lui Mihai Neșu, organizat la Oradea. Și a doua zi în aeroport vine Adrian Ilie la mine și spune: bă, Florin, se vede că tu ai jucat fotbal, dar n-am mai jucat de 15 ani. Și a fost cel mai mare compliment pe care l-am primit și pot să spun că a fost și meciul meu de retragere. Care sunt beneficiile alergatului care te-au făcut să te îndrăgostești de acest sport? Păi, în primul rând, cred că se creează ceva în organism când facem sport, o plăcere a mișcării. Cu siguranță este benefic, e foarte important pentru sănătate. Cred că primii 30 de ani din viață în care am făcut foarte multă mișcare încă au anumite atribute, să spunem așa, și sunt destul de sănătos, merg foarte rar la medic. Cred că ăsta este cel mai important lucru pe care poate să ni-l ofere mișcarea. Bun. Florin, pare că ți place să mergi cu bicicleta. Îmi place foarte tare. Acum câțiva ani am organizat Dandy Run, nu știu dacă ți amintești sau dacă știi despre el. Era o mișcare a domnilor eleganți pe biciclete vintage și împreună cu ONU am reușit să adunăm foarte mulți oameni, foarte multe ediții. După a venit pandemia și s-au cam stricat lucrurile, dar eu în continuare am rămas fanul bicicletei. Merg uneori și în decembrie cu ea. O am mereu pregătită de un drum scurt. Îmi place foarte mult pe bicicletă și merg foarte mult. Nu-l simt ca pe un antrenament, simt efectiv o normalitate a vieții, așa mi se pare. Și îmi plimb băiețelul foarte mult, iară.
îl iau și duc, îi arăt parcurile din București, îi arăt muzeele. E mult mai ușor din, de pe bicicletă. Care este cea mai lungă distanță pe care ai parcurs-o pe bicicletă? Probabil 20-30 de kilometri cu siguranță am mers. Adică n-am făcut pentru performanță, am făcut pentru relaxare. Se pune ca și sport mișcarea de relaxare? Eu pun sportul și mișcarea și mersul. Pentru că fiecare om la își cunoaște organismul și important este să facă mișcare, indiferent cum. Ce bine! E bun la sală pentru că poți să faci pe aparate care să țină corpul mult mai corect. Dar eu de la un timp prefer să fac cu greutăți foarte mici sau cu greutatea corpului. Nu mai îmi place să trag de fiare. N-am fost niciodată un fan al fiarelor, dar mai băgam când mergeam la sală la Faru cu ruibiști, cu... Eram bigidiu, așa, dar îi speriam un pic la picioare. Le-am muncit mult și nu păreau. Care e grupa ta funcțională preferată? Păi brațele îmi plăcea să le lucrez. Și trapezul, iar aveam un trapezul foarte dezvoltat. Dar în timp, ce îmi place la organism, că mușchiul are memorie. În momentul când îl lucrez foarte mult, el după mulți ani poate să revină la aceeași capacitate de efort. E o chestie foarte deșteaptă. În schimb, oasele acum și ligamentele depinde cum stăm cu ele. Am o problemă la o vertebră și din cauza asta nu prea mai pot să mai sar coarda și nici să facă sărituri foarte, foarte dese și foarte repetitive, așa să spunem. Fă-mi și mie un top 3 al activităților cardio pe care le prefer. Cred că alergatul e preferatul meu. Cred că e singurul care a rămas în baza de date, să spunem așa. Singura care activitate pe care o mai fac așa de câteva ori pe an. Dar îmi place foarte mult să alerg în parc. Și mai ales în parcul Carol, care e mai semi-pădure, așa. În rest, mai încerc să mai fac un sprint din când în când pentru a impulsiona sângele, să spunem, să băgăm sânge în instalații, să nu. Și cam atâta. A treia nu mai există. N-am trei variante. Când îți place mai mult să faci sport? Dimineața, la prânz sau seara? De ce? Dimineața îmi place mai mult, mai fac niște mișcare după ce mă trezesc pentru a primi așa niște energie, dar în timpul maratonului, de exemplu, terminam treaba, ultimul antrenament de 30 ceva de kilometri l-am făcut de la 11 la 3, la 2, la 2 dimineața, pentru că nu aveam ce face și făceam seara, dar dimineața prefer. Dimineața după ce mă trezesc, stau 10-15 minute, după care fac o mică mișcare. Te vezi vreodată oprindu-te din sport, viața asta? Sincer, nu. Nu trebuie să ne oprim niciodată. Indiferent cât de puțin, trebuie să facem. Sportul mi se pare că ține cel mai mult psihicul sus. Și la un moment dat făcusem așa un top 3 al vieții unui tânăr, de exemplu, sau viața mea ce a contat cel mai mult și mi-am dat seama. Pe primul loc l-am pus clar pe Dumnezeu, pentru că El este coordonata mea, este luminița de la capătul tunelului spre care eu merg. Al doilea lucru esențial mi se pare sportul, pentru că îți creează o coloană vertebrală, să spunem așa, și
îți ține toți mușchii la oaltă și îți oxigenează foarte bine tot organismul. Iar pe locul 3 am spus să alegeți pasiunea, ceea ce îți place, și atunci viața ta poate să fie una reușită. De câștigat un campionat, stai focusată, și o să duci totul la rangul de artă, pune mâna, visează, de dimineață, stai focusată. Florin, ai crescut și ai crescut cu sport, da? Ai un mesaj pentru noile generații, în ceea ce privește sportul? Să spargă telefoanele și să facă sport, pentru că telefonul este un factor care creează autism, iar sportul este cel mai bun medicament și cel mai bun tratament pentru vârsta a treia. Dar faceți-l la timp. Deci faceți sport oricum. Și îmbrăcați frumos, deci se poate face și la 4 ace. Gen mișcare, nu ne apucăm acum să mergem la sală cu cravata. Dar important este să-l faceți. Sunt etape în viață, nu suntem mereu la un nivel ridicat, uneori mai cădem, avem căderi. Sportul ne poate scoate, în schimb, din foarte multe lucruri. Am avut uneori timpul a trebuit să-l dedic familiei, uneori a trebuit să-l dedic profesiei. Dar întotdeauna nu am uitat că sportul este un redresor al minții mele, este o motivație care m-a ajutat de fiecare dată să trec peste anumite lucruri. Adică m-am dus și m-am deconectat total prin mișcare. Așa că țineți mintea sus, veniți aici la Franț să vă ajute pentru cei care nu se pricep, care vor să aibă un început. Și nu uitați, mergeți mult pe jos. Ajută foarte mult. Doamne ajută și să ne revedem cu bine. Unde te găsim, Florin? Mă găsiți pe Instagram. Instagram, Facebook, Florin Dobre, da. Și atelierul. Și pe Colței 36. Cam aici s-a încheiat un nou episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați like, share, subscribe și activați clopoțelul pentru a susține în continuare acest proiect. Dacă aveți idei de invitați cool, personalități sau vedete, lăsați-le sub formă de comentarii pentru a-i contacta și a le cunoaște și lor frigiderul și rutina sportivă. Noi suntem iFit Studio, ne ocupăm cu programe de antrenamente și nutriție. Până data viitoare, stați flexați!